Ia zi-mă viața mea. Ce zici? Uite că mă întreba lumea aici să intri cu mine. Unde ești? La Șișa, frate, unde puteți să fim. Așa repede ai și ajuns acasă, te-ai și pregătit. Da, frate, am terminat de vreme azi. Bravo. Da, așa că n-am căștile și e gărăgie aici, nu știu unde le-am lăsat. Ce? N-am căștile la mine. Păi de ce nu mă auzi? Așa, 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 e gărăgie. Ce zici, mă? Ce dracu, uite, am intrat și eu pe live, am avut aici. Uite, frate, ca să nu mai zici, uite cât ți-a crescut, da? Păi stai, mă, puțin, gândește-te că eu aveam 200, am avut 204, ce mai mult. Aveam 150, am intrat eu. Păi da, că eu fac live, fii atent, fac live de 16 minute, te rog frumos. Da? Bine, ce zici, ești bine? Da, frate, sunt puțin opărit pe spate. De ce, de la solar? Nu, frate, de la solar, de la o apă fiartă, dar mama m-a opărit în greșeală. Păi ești nebun, cine? Zice fratele tău. Te-mi spui după. Da, da. Uite, frate. Da, a fost gen pe bune sau la caterică? Pe bune, frate. Și te-ai sărit sau ce? Bă, zic eu ți. Băi, abia aștept să-mi zici, ești nebun. Da. Tu ce zici, mă? Băi, m-ai făcut curios rău de tot. Cum? M-ai făcut curios rău de tot. Mâine da. mă duc acolo, la doamna Cornelia, acolo, la... La Wowbiz? La Wowbiz, acolo, da. Auzi-mă, să-ți la doamna Cornelia. Mâine, da? Să zici ceva frumos de fratele tău acolo. Da, cum, viața mea? Îți dai seama că voi doi sunteți pe prim plan aici. Așa viață. Auzi, 600. Doamne, ajută să am așa și când sunt singur. Odată aici la fratele meu, Andrei Paulu. Ia uite, frate, ce Andrei te-ai împăcat cu aia? Băi, nu pot să vă zic nimic, dar o să fie surpriză, vă promit. Urmăriți emisiunea, nu? Da, frate. Așa e frumos. Dacă vă spune deja de acum, e ca și cum ați vrea să vă uitați la un film și să-ți spuneți, mă, ce... Normal. Ce farming mai are să vă mai uitați? Păi, da. Bă, frate, e fixat comentariul aici, am fug ochii pe aici. Ce? Unde e, comănici? Ai fixat comentariul ăsta aici și eu acum mă tot uit numai la el. E și comănici aici, ia, mă, să te vadă și pe tine, comănici. De ce te subestimezi, Luce? Adică, cu ce mă subestimezi? Ce faci, Andrei? Poate dă la drumul la muzică, că îl înjur. Pe ce? Poate dă la drumul la muzică, că îl înjur. Da, da. Ne stric aici live. Și zi, mă, ești bine? Da, în viața astăzi am fost la întâns, m-am fost la Mickey Mantus, m-am pregătit pentru mâine. Mâine se îmbracă fratele tău frumos la sacou, cum știi? La sacou, frate, obligatoriu. Da, la costum frumos. Păstrezi tradiția? Păstrezi tradiția? Păi da, par... Lasă, frate, că e bine. Deci, nu pare rău că ai plecat. Și nouă ne pare rău, dar... Votați-l să se întoarcă. Asta e, votați, faceți petiție de aia să mă întorc. Păi da. Tu ce mai zici? Cum a fost astăzi? Bă, frate, că am obosit ori, așa nu știu de ce. Da, dar ai terminat de vreme. Da, da. Dar... Știi și tu, zile și zile. Da. Da. Se acumulează, frate. S-au mai schimbat, nu? Cum? S-au mai schimbat multe? Au ce mișlici. Am văzut astăzi episodul când ai sărit la Alex și a sărit și Codruz la tine. Da, da, da. Aia am ieșit la dărâi să mă mergi. A zis că n-a sărit, de fapt. A zis că a vrut să ne despartă, da? Știi cum e? Altfel despart oameni. Că a vrut să ne despart. Despre ce vorbim? S-a văzut acolo că hai să ne batem afară. Despre ce vorbim? Da, aia a trecut. Bă, da, mă, dar uite, mie nu-mi place. N-am nimic cu el, dar dacă tu spui un lucru în emisiune, de ce după aia vii și te scuși și spui că vezi, Doamne, nu, că n-am vrut să sar? Ai zis, hai afară, dacă tot. Da, 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 da. Da. Știi și tu mai bine cum e pe aici. Îți dai seama, știu. Marinescu cel mai cârie. Cum? Marinescu cel mai cârie. Oh, mai cârie nu. E liniștit? Așa. E starea lui naturală. M-am obișnuit cu el. E sau cu ignor. Da. Da. Auzi, vrea lumea să mă scoată la un Teddy. Cum? Vrea lumea să mă scoată la un Teddy. Păi ce mai aștept? În casă poate face un cuplu cu Adriana. Mai bine că n-ai făcut niciun cuplu cu Adriana. Mai bine că am ieșit.
Da, nu ca ești, mai bine că n-ai făcut. Hai ceva, ce mai zici? Ce drag să mai zici? Obosit, frate, așa? Cum e cu pandemia acolo? Bă, e la fel cum știi, doar că sâmbătă și duminica gen sunt închise serile, știi? Eu închise sală. Și m-a cafenele... fost atunci când am ajuns eu. Da. Și cafenele sunt deschise, cel puțin asta la noi aici e ok, știi? De... A, e deschisă? Păi atunci ce vă interesează? Dacă e deschisă asta la noi? Da, nu simțim, singura diferență e cu sala, știi ce zic? Sâmbătă, că aveam zi liberă și nu mai pot să merg. Da. A, și nu e sala, da. Sala, solarul, dar în rest nu e. Aia, nu e ce să faci. Asta ce mai zice, comă? Cum? Comă, ce mai zice? Comă? Da. Ce drag să-mi zic, e aici, e pe nervi, e irascibil tare la unde. Îl supără lumea pe emisiune, pe aici. Bagă eu perfuzie, băi. Am zis că ești irascibil, că te supără lumea pe emisiune. Ce? Am zis că îl supără lumea pe emisiune. Ai văzut astăzi ce aruncărea a avut și când s-a apucat de paintball? Ai văzut cum am dat piticii? S-a apucat de paintball ăsta. Băi, cum a aruncat cu piticul ăla, băi, frate. Dacă nu s-a lăsat ăla în jos, îl luam bun? Prin. Ce zici? Comunici. Bun pe aruncări, da. Asta direct la cap, da. Mă, ce picioare, ce nimic la băi, cap. Băi, frate, dacă nu s-a lăsat ăla în jos, îl luam cap, ești nebun. Da. M-am uitat atent de 2-3 ori la secvența aia din cap îl luai. Da, i-a dat ideea în cap. Am, frate. E nebun omul, ai ce să-i ceri, e nebun. Băi, pe bună dreptate, adică ai văzut tu fazele alea și știi ce e. Băi, da, mă, băi, i-a zis odată, băi, tași că vorbesc cu Mariana, băi, tași că vorbesc cu Mariana și el tot cu gura mare, pe dă-te-o. Da, frate, și măcar dacă ea vrea să spună ceva ca lumea, dar nu... Da, mă, dar uite, eu mă oftică pe treburile astea, el se ridică. Cum? El pe treburile astea se ridică. Da, normal. Și noi picăm prost. Așa mă fică, dar n-avem nici noi cum să ne abținem, că stăm tacim o dată, de două, de trei. Nu e, frate, și mai dacă țar și le dai curs, mamă, tu ești de vină. Ești smardoi, ești asta. Dacă stai, să te umilească, ești chiar de fraier, ai înțeles? Cum o dai, nu e bine. Păi nu o să tac niciodată și nu o să stau să-mi ia nimeni de fraier. Dar logic, mai... mă, dar tu trebuie să faci cum ești tu, frate, nu trebuie să faci ce ăsta, trebuie de te ataci, de faci subiecte ca să apar pe ecranul. Știi cum e, mai bine te știi mai de-al dracu decât de prost. Azi că vorbește fratele tău mine la Audis, vezi? Da. Vorbești ce trebuie mâine, că gata, m-am săturat. Păi ce dracu, dar sezonul ăsta, o să zic, băi, sezonul ăsta e stricat rău de tot. Toată lumea spune lucrul ăsta, nu sunt unicul cu care spune lucrul ăsta. Asta... Nu poți să dai volumul la televizor mai mult de 6, că ți explodează televizorul când dai pe canalul. Da, toată lumea spune. Știu. Ce mai, bă? Și știi din cauza cum? Prea multe certuri, uite, ar trebui să intervină, mă, frate, cineva, băi, nu mai vorbiți unul peste altul, numai că nu se înțelege, nu știu. Frate, lumea nu înțelege că aici dacă vorbești sincer nu se vorbește niciodată, ți se taie subiectul pe ea, da, mai ales dacă discuți cu ăștia care țipă, știi ce zic? Asta e toată treaba, asta e toată treaba. Ai văzut că și cum ai început și ai țipat, gata, ai intrat în subiect. Da. Andrei, când ai sărit la Alex, ai sărit în ajutorul tău, că te susține, te iubești, te iubești, mă iubești, da. Urmăriți să vezi ce surprize veți avea. Uite, ia uite comentariu frumos. Când s-a bătut Roxana sezonul 1, toată lumea a făcut-o praf. Acum e bătaie în fiecare zi. Da. Chiar mi-aduc aminte secvența, așa. Da. N-ai, frate, aici e. Mă pup. Băi, Lucică... Auzi, ce zodie ești? Balanță, frate. Lucică, te las, frate, te sun și ne auzim acolo. Bine, atunci, hai că vorbim după. Hai, vă pup. Că mai fac, băi, fii atent, îmi spui că mai sunt curios, rău, tot nu dorm. Da, mă sun când termin, hai. Păi, mă sun tu? Sună-mă, mă, tu când termin live. Că sunt da, aici. Hai, bine. Hai, vă... Am fost și cu fratele meu, Andrei, în direct. Îmi dau zoom-ul pe față ca să mă văd mai bine, dacă e să mă întrebați. Hai că vă las. Îmi pare bine că ați fost pe live-ul meu. Mai stați aici, stați aproape, activați notificarea dacă vreți să primiți notificare când fac live, când postez ceva la story-uri. Aveți grijă de voi și nu uitați, mâine la ora 15:30 am să fiu live la WowBiz New, ceva de genul.
am să fiu acolo, fiți conectați, că e totul live acolo, e totul în direct. O să puteți să comentați și voi, între timp ce eu vorbesc acolo, voi puteți să comentați acolo și să vă dați cu părerea, să îmi puneți întrebări, să îi spuneți doamnei Cornelia ce vreți să mă întrebați și tot așa, da? Vedeți ce faceți, aveți grijă de voi, vă aștept mâine pe live, să fim forță, să fim mulți rău de tot, vreau să fim mulți rău de tot mâine, să dăm peste cap ratingul, să facem acolo o explozie mondială. Vă pup, vă iubesc mult rău de tot, aveți grijă de voi, vedeți ce faceți, vă pup, pa, aveți grijă de voi și vă iubesc.